Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 7-10 septembrie pentru locurile rămase neocupate la admiterea din vară. În total este vorba despre 377 de locuri la buget și taxă, atât pentru studii de licență, cât și pentru masterat la zi și pentru învățământul la distanță. Locurile admiterii de toamnă sunt pentru 17 programe de studiu la licență existente la cele 4 facultăți. Conform calendarului, începând de pe 7 și până pe 10 septembrie, va avea loc înscrierea candidaților atât prin depunerea dosarului la sediul facultăților, cât și online pe platforma ce va fi disponibilă celor ce doresc să utilizeze această facilitate. Același calendar de admitere este valabil pentru studiile de master, unde candidații au la dispoziție 42 de locuri la buget și 25 la taxă, și pentru învățământul la distanță, unde sunt disponibile 135 de locuri cu taxă. Admiterea candidaților pentru programele de licență la USAMV din Iași se face pe baza notelor obținute la probele de bacalaureat.